Tocmai ce am ieșit de la Regina Maria, am fost să fac un nou consult la neuro legat de migrenele pe care le-am eu. Hai să vă zic cum sunt un pic durerile astea. Sunt dintre cele mai violente dureri pe care le-am avut și se intensifică în ultima perioadă, în sensul că se măresc ca numere și ca intensitate. Atât de dureroase sunt încât ajung să-mi lăcrimeze ochii de durere, efectiv. Toată presiunea asta, toată durerea asta din cap, simt că împinge spre exterior și e foarte nasol. Nu există un tratament pentru migrene, adică nu poți să scapi de migrene. Nu e genul de afecțiune de care poți să scapi, să iei un tratament, să iei niște pastile și să scapi de chestia asta. Pur și simplu trebuie să te obișnuiești cu ele și să te obișnuiești să iei pastile în continuu. E adevărat, e foarte nasol că trebuie să mă obișnuiesc de la vârsta asta să iau pastile, să am pastile la mine zilnic, dar asta mi-a spus și medicul de acum, că e singurul lucru pe care pot să-l fac, să iau aceste pastile, să le am la mine în momentul în care mă prinde durerea, mă apucă durerea, simt că mă ia durerea, să iau pastila respectivă, altfel nu și-au rostul. Și partea cea mai nasoală e că mă afectează foarte mult pe plan atât personal cât și profesional, adică în ultima săptămână cel puțin m-a durut capul în fiecare zi, efectiv nu m-a lăsat. În fiecare zi luam o pastilă, mă lăsa, a doua zi mă lua din nou și durerile sunt atât de nasoale și atât de violente încât efectiv nu sunt în stare să fac nimic în ziua respectivă. Pur și simplu stau în pat, mă lec o eșarfă extrem de puternică în jurul capului și încerc să trec peste chestia asta, aștept să-și facă pastila respectivă efectul. Și sunt în urmă cu o grămadă de proiecte, că sunt implicat în niște proiecte, sunt în urmă cu ele, oamenii îmi scriu, oamenii îmi dau mail-uri și mai să facem, iar eu ce pot să le zic? Bă, nu pot să spun la mei că mă doare capul. Există și părți bune, se întâmplă și chestii foarte faine, încă nu e momentul să vorbesc despre ele, dar trebuie să mă duc să lucrez ceva, iar pe seară o să mă duc să fotografiez la un eveniment aproape de studio. Dacă sunt alți oameni care urmăresc chestia asta și suferă de migrene și au găsit la un moment dat alte metode prin care să scape de migrenele astea, please let me know, adică nu știu, lăsați un comentariu. Am ajuns încă la studio, mă duc la CreArt, cei care au grădina cu filme, acolo unde duminică o să aibă loc un Instameet organizat de Huawei. Dar mă duc la CreArt pentru că mai avem ceva de discutat. Țineți minte spațiul ăla din spate, că se va întâmpla ceva mișto în vreo săptămână și ceva. A fost o întâlnire super, super mișto, de-abia aștept, dar de-abia aștept să vă zic despre ce e vorba, o să fie o chestie foarte, foarte mișto. Taci, mă, din gând. Arată super dubios dubița aia. Și din filme de grădă. Mă duc să trag niște poze la un eveniment, după care mă întorc eu la studio să-mi iau laptopul și mă duc acasă. Again, un vlog useless, inutil. Și-am făcut poze la o expoziție de pictură, pictorul Vadim Crețu, un prieten foarte bun, Marian, m-a sunat, mi-a spus că are nevoie de fotograf, am venit, mă dore gâtul, am terminat în momentul ăsta de fotografiat aici, mă întorc la studio. Ah, și nu uitați de Instameet-ul de duminică de la ora 12 la grădina cu filme în rândul la Hovari. Mamă, ce voce am!